Yannis are un an, dar s-a născut prematur. Are o întârziere motorie și are nevoie de ședințe de recuperare, așa că mama lui îl aduce de două ori pe săptămână la kinetoterapie. Copilul are și o problemă de sănătate care necesită operații în afara țării. Familiei îi e foarte greu să se descurce cu plata terapiei. Asociația la care merge suportă în integralitate costurile din donații. Pentru noi a însemnat foarte mult acest sprijin. Câteva luni sigur va mai avea de făcut terapie. E foarte bine că se văd îmbunătățiri. Acum avem un an și o lună și abia acum am început să ne ridicăm și noi ușurel, ușurel în funduleț, să se ridică pe picioruș. Lipsa terapiei înseamnă nu fac nimic. Nu mă stimulează nimeni să fac anumite mișcări, să revin la normal. Și atunci, ce se întâmplă? În acele momente, noi nu observăm niciun progres. Dacă încep târziu terapia, se poate întâmpla să se recupereze într-un mod mai greșit, vicios. În situații asemănătoare sunt alte câteva zeci de mii de copii în întreaga țară care nu au însă posibilități de recuperare. Pentru acești copii, terapia în primii ani de viață este esențială în recuperarea lor motorie, însă nu toți au acces la terapeuți din cauza costurilor mult prea ridicate. Așa se face că implicarea ONG-urilor devine esențială prin aceste programe pe care le derulează. Printr-un astfel de proiect, o asociație a reușit să acopere doar anul trecut costurile pentru 1000 de terapii. Bursele de terapie vin și suplinesc aceste costuri pe care părintele le-ar avea. Practic, ele sunt oxigen pentru familia cu unui copil cu probleme foarte mari și sunt pentru copil o șansă la o viață cât se poate de normală. ONG-urile au nevoie în continuare de donații din partea companiilor, astfel încât să crească numărul copiilor ajutați.